Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți pe canalul Frumusețe Vârste Elegante. Un filmuleț care nu prea public pe această tematică, ce cumpăr, ce produse cumpăr, fiindcă nu este cerut. Și chiar dacă am publicat câteva filmulețe, nu a avut prea multe vizualizări. Deci acest filmuleț îl public special pentru abonata mea, scumpă, care o iubesc foarte mult, se numește Anișoara Psica, care adoră diferite produse și modul de viață sănătos și m-a rugat când voi cumpăra ceva special, vegetarian, vegan, ce ține de sănătate, de stare de bine, i-am promis că o să public acest filmuleț și fiindcă astăzi am procurat, am fost eu la magazin, fiindcă soțul, ca de obicei, se ocupă, sau ambii, se ocupă de cumpărături. Dar astăzi mi-am zis, fiindcă am cumpărat așa mai multe produse, să vă prezint ce am procurat eu. O să încep cu nucile. De fapt, nucile acestea nu le-am procurat în magazin. Au fost comandate și mi le-au adus de la țară, cumpărate. Și un borcan de miere, de albine, care ne place foarte mult și noi în familie doar folosim doar mierea. Și îmi place că mierea o pot combina cu nucile, este sărbătoarea creierului, este o sursă de cap de serie a selenului, este benefic pentru metabolismul glandei tiroide și în genere este foarte, foarte gustos. Produsele de astăzi am procurat din magazinul numărul 1. O să vedeți că o să vă arăt și prețurile. Să ne concentrăm la prețuri. Și o să le iau așa după rând. Mazăre verde. Mazăre verde de la Vita. La preț de 7,60 lei. A fost cu reducere. Le-am luat. Mazărea aceasta o folosim în salate. O încălzesc mazărea întreagă. Sau fac piureu. Și ne place, ne place, ne place, fiindcă conține foarte multe proteine. Mai departe, sparangel. Sparangel abia, iată, a ieșit din ambalaj. Abia a ieșit în magazine acum. Sparangelul este proaspăt. La preț de 105 lei kilogramul. Sparangelul, iată pe aceste două mănunchiere. Aceste două ambalaje, la câte grame aici? Sparangel 0,660 de grame, 105 lei kilogramul. Iată două, nemai vorbind de forma sparangelului, vă dați seama pentru ce el este benefic. Are foarte multe microelemente, zinc și desigur că este minunat în programul detox, dar nu, eu nu folosesc în programul detox. Eu un pic, un pic doar îl fierb, 2-3 minute, căci mai mult nu se recomandă. 2-3 minute și el este gata. Îl fierb doar 2-3 minute și el este foarte gustos. Are multe fibre și un gust neutru, un gust foarte dulce și ne place. Mai departe, salată, două feluri de salate. Două feluri de salate de la La Veneta. Este un amestec de salate. Salate, floricele. La preț de... Acesta este de 21 și 20. Facem. Această salată plină cu clorofilă, cu floricele, salată... mai multă salată văd că este în ea și floricele. Și Fresh For You. Prodato italiano. Aici se conține și salată, și rocola, și spanac. Ăsta este la preț de 23,90. Iată așa două ambalaje, nou cu soțul ne ajunge pe 3-4 zile, dacă facem combinații de salate. Mai departe merge sfeclă. Sfeclă cu nuci.
Mi-a venit azi pofta de sfeclă. De fapt, este cu ulei, nu este cu maioneză, este de post și e foarte, foarte delicioasă. Când nu am timp, nu am timp să fac, să fierb salata, să fierb sfecla, îmi procur sfeclă gata, cu nuci, salată, este foarte delicioasă, este foarte gustoasă. Așa, la ce preț este? Aici sunt 262 de grame, la preț de 10,22. Este ok. Mai departe, ce am eu aici în listă? A, șervețele umede. Nu intră în lista alimentației. Clătite de casă. Clătite de casă. Mi-am luat doar... I-am spus că 100 de grame. De gust, fiindcă... Eu, în genere, acum nu am timp să fac clătite. Sunt ocupată și... Dar dacă faci multe clătite, atunci pe toate le consum. Desigur, cu cineva împreună. Dar mi-am luat doar de gust, fiindcă astăzi am preparat astăzi o pastă din semințe de floarea soarelui cu măsline verzi. Dar dacă vreți să vă arăt cum am preparat-o, să-mi scrieți în comentarii dacă vă interesează această pastă. Și vreau să umplu clătitele cu această pastă. Nu am făcut niciodată, dar sper să fie gustoasă. Soțul meu tare plac clătitele, dar nu se poate. El zice că, da, gustos, dar nepa. Nu se poate să mănânci clătite. Că nu se poate. Vlăstar de mazăre. Vlăstar de mazăre. Da, unde e vlăstarul de mazăre? Da. Germe de mazăre sau vlăstări de mazăre produs în Moldova la fel. Cât face el? Da, să ne uităm. Vlăstarul de mazăre. Iată, 22-20. Sunt 50 de grame. 22-20. Amestec cu salatele, amestec cu mazărea verde, chiar facem salată. Vreau să vă spun că lăstarii în genere sunt forța vitală a noastră, forța vitală, fiindcă acum în primăvară doar culoarea verde se recomandă să mâncăm. Verde. Mai departe mă uit după lista mea. Germen de lucernă, alfa. Cine mă urmăresc pe Instagram au mai văzut. Pe Instagram am publicat salată cu germen de lucernă, chiar și așa lucernă, care eu o încolțesc. Dar acum am văzut în magazin și zic, de ce să nu-mi cumpăr gata germenii, care costă 19,20. Este un produs minunat, fiindcă conține proteine, nu mai zic de clorofile, de clorofilă, de fer, de calciu, de caliu. Are glucide 4,58, grăsime 0,9, proteine 4,33. Este minunat, un eco verde, eco produs, la fel produs în Moldova. Eu mă bucur că producătorii noștri și au început să cultive și să producă produse eco verde. Mai departe merge iarbă de grâu verde. Dar eu sper că acest filmuleț a fost pentru voi informativ și dacă aveți comentarii la subiectul dat, vă rog să scriți în comentarii. Dacă voi folosiți și alte combinații, dacă voi folosiți și alte produse care eu nu le cunosc, că sper că eu nu cunosc toate produsele eco sau ceva deosebit, ceva gurman vegetarian, vă rog scriți în comentarii și împărțiți-vă cu comunitatea noastră. Fiindcă mie îmi face plăcere când voi scriți comentarii, scriți experiențele voastre. Să știți că eu vă iubesc, vă îmbrățișez și cu mare drag citesc comentariile voastre frumoase, pline de generozitate și iubire, de respect și plăcere. La revedere și vreau ca toate sugestiile, toate sfaturile să fie bune pentru toată lumea, pentru sănătatea națiunii și să înaintăm în vârstă frumos, elegant, plin de bucurie și de pace sufletească.